Într-un maraton de ore bune la Cernavodă, care a adunat tineri din tot județul, și-a anunțat participarea și binecunoscutul Radu Valahu, campionul greilor la Scandamberg. Eu mă bucur că am astfel de oameni în țara asta, sunt mândru că sunt prieten cu ei. Rar întâlnești în mileniu acesta astfel de oameni și vreau să înțelegeți, să nu vă intre pe ureche copii, vreau să înțelegeți că ăsta este mesajul. Lăsați via games-ul, faceți sport, că sportul înseamnă cel mai important lucru în ziua de azi. Nu alte căi, nu urmați alte căi! Atrași de magia acestui sport, mulți adolescenți s-au confruntat în primul concurs de Scandamberg de la Cernavodă. Sunt inițiatorul acestei competiții pentru că avem în Cernavodă un grup de băieți care concurează de ceva timp, de 2-3 ani la campionate naționale cu rezultate bune, să zicem finaliști, și avem și medaliați, adică persoană, la Masters, și ne-am hotărât atunci să facem Cupa Cernavodă, unde vom imita, adică am invitat sportivi de valoare și sportivi din județ și din localitate. Tânărul barangă din Medgiria și-a propus să învingă consecutiv și chiar a trecut acest prag. Sportivii și-au etalat maestria și au demonstrat calități fizice de excepție necesare pentru a fi cel mai bun la Scandamberg. Cum vi se par tinerii din Cernavodă? Sunt puternici? Extraordinar mi se par. În primul rând sunt foarte mulți concurenți, nu știu că sunt vreo 80 și ceva. Sunt și puternici, cum am ajuns aici prima dată, am început să fac Scandamberg cu ei. Sunt foarte buni. Să zic, vârful de lance, Gile, e un om incredibil. La 50 de ani are o viață de sport în spate. Și sper să construiască un imperiu sportiv aici foarte puternic. Mă bazez pe mâinile lui, ca să zic așa. Nici cei mai tineri fani nu au fost uitați. Pentru ei a avut loc și o sesiune de poze și autografe. Casa de cultură a fost transformată într-o adevărată garnizoană bine păzită de tinerii social-democrați susținuți de senatorul Nicolae Moga. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că noi trebuie să facem ceva pentru tinerii ăștia. Pentru că ei sunt viitorul de mâine, ei vor fi viitorii politice și nu numai, și ei vor fi cei care vor avea aport deosebit pentru dezvoltarea acestei țări, că suntem cu toți români. Cred că în general și în primul rând băieții au nevoie de un mentor, au nevoie, așa cum a spus și el, de cineva care să le explice și să îi educe pentru sport, pentru că ei au foarte multă energie și vor să o folosească într-un fel. Cred că faptul că vrem să arătăm că în Cernavodă sunt tineri care sunt antrenați pentru asta, cum am arătat altfel, că avem tineri talentați la muzică, la sport, asta vrem să arătăm, vrem să arătăm că suntem cineva și cred că și că se poate. Și acțiunea de astăzi chiar arată acest lucru. Senatorul Moga s-a duelat și el cu Valahu într-un meci care a făcut demiciul asistenței. Mi-a ridicat copul! Deci e puternic și e foarte, nu mai e politică. E o mână puternică! Mulțumesc mult! Mare curaj, domnule senator, ați intrat într-o competiție cu un campion? Puternic, nu? Nu puternic, foarte puternic, dar ați văzut că a fost atât de drăguț de m-a lăsat de la... A lăsat de la el! Sigur, a lăsat de la el! Așa, dar și noastră trebuie să lăsați de la noastră puțin în politică, nu? Lăsăm de la noi, dar din nefericire... Suntem cam rari dintre cei care ar trebui să facă concesii pentru tineri. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi aici la Cernavodă. Sunt foarte mulți tineri care, mulți dintre ei, trebuie să-și consume energia. Și energia consumată pozitiv este exemplul de astăzi pentru sport. Și atunci eu n-am decât să mă bucur pentru astfel de evenimente și să felicit organizatorii, primăria, primărița, toată lumea, pentru că a reușit un astfel de eveniment. Programul strict a întărit ideea de disciplină, siguranță, încredere pe care Radu Valahu a dorit să le-o imprime tinerilor. Copii sau toți cei care mă vedeți, faceți sport, firar, să fie de sport până la capăt,
cum a zis Mihai Viteazu, vom merge până la capăt, indiferent unde va fi acel capăt, sau că mie îmi plac mult citatele. A zis Frank Zane, un sportiv, ziua în care o să mor, am să mă duc la sală ca să mor în formă. Masa de Skanderberg a suportat zecile de demonstrații. Nici măcar înfrângerile unor participanți nu i-au oprit pe suporteri și mai ales pe viitorii competitori să-și facă programul de pregătire fizică generală. Mi-am dorit ca să mai scoatem copiii din casă, să facă sport, să facă mișcare. Motoul nostru este sănătate prin mișcare. Și am hotărât să creăm o mișcare sportivă în care vom atrage foarte mulți tineri. Competițiile sportive de la Cernavodă nu se opresc aici. Aceasta este prima competiție din lungul nostru program pe care l-am făcut. Și vom avea alte competiții și de culturism, și de fitness, și de strongman, și de handball, și de fotbal. Manifestări cultural-sportive, precum și diverse mini-concursuri, urmează să fie organizate de cei care iubesc sportul cu sprijinul administrației locale. Să veniți să vedeți acțiunea de la începutul lui mai și toate acțiunile pe care noi le mai organizăm, și cele organizate de primărie, dar și cele organizate, evident, de PSD, pentru că, practic, campania deja o să înceapă. Noi avem multe acțiuni sportive, chiar acum, din păcate, în sală sunt mai puțin tineri pentru că avem competiții sportive care se desfășoară în județ sau în alte județe. Și cred că în următoarele 2-3 luni o să aveți multe lucruri pe care le puteți transmite dumneavoastră. O televiziune care, într-adevăr, zic eu, este din ce în ce mai auzită, din ce în ce mai urmărită.